Expoziția itinerantă au decorat casa, a poposit și la secția de etnografie și artă populară din Câmpulung. Organizată în parteneriat cu Muzeul Golești și Muzeul Teohari Antonescu din Giurgiu, expoziția a fost vernisată în prezența unui numeros public. Aceasta cuprinde preponderent piese textile utilizate în decorarea casei, ștergare, șervete, așternuturi de pat, în total, 90 de bunuri culturale ale celor trei zone etnografice, Argeș, Mușcel și Vlașca, datând de la sfârșitul secolului al XVII-lea până la începutul secolului XX. Anul acesta am zis să schimbăm un pic tematica, pentru că, în urma unei vizite efectuate în septembrie, când această expoziție a noastră a fost expuse atunci și costume populare din zona Argeș și Mușcel, itinerantă, deci au circulat la Muzeul din Giurgiu. Mi-a plăcut foarte, foarte mult secția de etnografie și atunci mi-a venit această idee. Deja am colaborat-o, am pus-o la cale cu colega mea. Și ceea ce uh, o să vedeți, aceste bunuri culturale, am zis să schimbăm puțin tematica în decorarea casei, care avea un rol esențial. Expoziția este compusă din aproape 90 de bunuri culturale de celor trei zone etnografice, deci Argeș, Mușcel și Vlașca, piese datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Sunt piese frumos decorate, de o coloristică impresionantă. Despre expoziție au vorbit Justin Dejanu, directorul Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești, și Alexandra Cristică, muzeograf în cadrul Muzeului Teohari Antonescu din Giurgiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această manifestare deosebită. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului manager, care întotdeauna ne-a fost un partener loial, ne-a fost un partener Extraordinar de important, și am, nu, nu cred că avem un alt partener cu care să facem atât de multe manifestări, și mai ales expoziționale. Niciodată nu ne-a refuzat, întotdeauna a venit alături de noi și acum la Muzeul Golești. avem expoziții ale Muzeului de la Câmpul Lung, care are un patrimoniu absolut deosebit și vă felicit pentru pe dumneavoastră pe Câmpul lungen, pe mușcelenii care sunt de față, că aveți un asemenea muzeu. Privește expoziția de astăzi, eu nu știu foarte mult, am aminte, colegii mei s-au ocupat, știu doar că am trimis vreo 40 de piese de țesături din zona Argeșului, în principal și Mușcelului și cred că am mai trimis niște obiecte deosebite din ceramică. Sunt bucuros și mândru de posibilitatea de a face împreună cu Muzeul de la Câmpul Lung proiecte. În ceea ce privește expoziția, piesele textile și ceramice din zona Vlașca datează de la sfârșitul secolului al XIX la începutul secolului XX. Este vorba de o serie de peretare și velințe. Decorul acestora în zona noastră era în general din dungi, multicolore care se reiau de la un capăt la altul al țesăturii. Aceste velințe sunt deosebite. Avem de asemenea expuse o serie de scoarțe. În zona noastră motivul roții se repeta. Uh, o succesiune de romburi, forma astfel de, de roți, uh, de multe ori erau întrerupte central de alte motive, cum ar fi motivul pistornicului. Uh, am expus uh, de asemenea uh, ștergare în uh, în Vlașca. Uh, acestea sunt uh, de dimensiuni foarte mari. Uh, uh, Vlașca Giurgiu Giurgiu, zona nu, Giurgiului, Giurgiu. da. Ești nu un pic un pic de de Arge, numai Giorgio, sigur. Numai că bă, colecția bă, cumva are o, o gamă largă de uh, piese. Uh, bun, în ceea ce privește uh, ștergarele, am mai spus acestea, uh, piesele vechi prezintă motive geometrice, uh, iar cele mai noi motive florale, avem uh, aceste motive florale sunt vrejul cu frunze și flori, uh, ghiveciul cu flori. Ca flori separate avem garoafa și tranda firul, iar ca uh, fructe, uh, ciorchinele de strugure. Iarăși, cumva, aceste motive se repetau în ambele capete ale ștergarului. Expoziția va fi deschisă publicului vizitator pe întreg parcursul acestei luni.